Trebuie să ne închipuim că dacă Traian Băsescu a avut această pată în cariera sa, eu cred că și alte persoane și chiar alte servicii străine au știut acest lucru și este posibil să fi profitat. Mă gândesc, de exemplu, la o legătură extrem de apropiată pe care Traian Băsescu a avut-o cu familia lui Dan Drăgoi. Pe fiul acestuia l-a pus și ministrul de finanțe, a fost și secretar de stat. Acum, trebuie să știți că atunci când Drăgoi, acesta tânăr, era ministru de finanțe în vremea lui Traian Băsescu, statul român a pierdut din întâmplare un proces pe care firma lui Drăgoi tatăl, un arbitraj internațional pe care firma lui Drăgoi tatăl îl deschisese împotriva statului român și s-au pierdut și ultimii bani pe care statul român i-a primit la Sidex, adică cei 52 de milioane de dolari, avansul pe care l-a plătit teoretic Mittal.